ori aici, ori la hotel, ori afară, tot s-ar fi întâmplat și tot ne-am fi despărțit pentru că nu se vedea, că nu era. Da, și tot ne-am... Ce vezi că acum se îndreptează și... și ne-am despărțit și mai bine așa decât căsătoriți. Mă pare ciudă așa că mă gândesc că poate aveam șanse să ies mireasa competiției. Dar pe de altă parte chiar nu mai puteam ieși și am mireasa competiției. Vineam a doua zi, m-am despărțit de la orfă aia. Veneam o săptămână, după aia fiecare la casa lui, ia uite. Săracu a intrat și a să le dau cu șutul, că numai așa se vor de afară. Uite, cât s-au pus ea niște pozii pe toate acolo. Da. Cristinuță! Dar nu trebuia să facă, că poate nici nu simțea. Da, astea sunt din pozele mele. Da? O mânca ceva la urmă? Da. Tu stăți aici în pat? Mhm. O mânca și te-am lăsat aici. Nu, no, mai noroc în mine. Și eu am să uitat pe pozele astea de jos? Mhm. Poate o să fiți fericiți afară, în oară. E să fie al tău și tu al lui. Nu poți să știi. Da, mai bine te aștepta afară, nu mai intra în competiție. Îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i băiat rău. Trebuia să așa ceva. Mă condamne toată lumea pentru că am iubit și că am crezut că voi pleca de aici, mireasă. Ce tare. La urmă ai zbit. Și mă dau cu capul de drept. Constantina va fi mireasa sezonului. Oricum, un război fără adversar e un război, nu? Ca și cum s-a luptat ea. Adică o lași pe ea să câștige asta. Da. M-am ambiționat și asta e. Întotdeauna mi-a fost frică de ambiție. Ai spus niște lucruri de oricum. Pe fibra. Eu am avut întrebări. Dar era fericită că avem tasta. Eu ți-am spus că am. Dar nu contează asta. Cum pare rău pentru tot? Nu poți să înțelegi. Ești mare nesimțită. Nu meriți nimic, mă, tu, nu meriți nimic. De ce zici, mă, că te-am șantajat și stai cu mine, nu, că te-am șantajat? Gata, nu mai e. Mă, dar zi asta, mă, că asta n-are nicio legătură. Mincinosul care ești. I-am scris pe o foaie ceva. Mi-a scris o dată de foarte multe ori, că dacă nu fac, cum spune Laur... Nu, i-am spus că să nu fac. Doamne, ce bine mi-ar fi fost. Poate că îți place dramă, nu știu, poate că ai vrut să faci asta doar ca să suferi. Ce să zic? M-am gândit și la asta. Știi că ți-am zis eu că înainte să vin aici în competiție m-am dus la o doamnă? Nu mă contează. Mi-a zis și de chestia asta. Lasă-mă, mă, prostile tău. Da, mă, cred că de asta și m-am gândit la asta, să mor eu dacă nu... Da, hai, mă, necat. Jur, după care mi-a zis că vă urma un proces. Băi, lasă-mă cu asta, eu te cred inteligentă. Mi-a zis, o să faci ceva prin care o să uimești lumea. Și am zis în sensul bun sau în sensul rău? Și a zis în sensul bun. Dar e în sensul rău. Pe lângă astea, ne-am pierdut și pe Laura. Da. Pe bietul Laura.